Salutare, eu sunt Robert, iar astăzi am să vă prezint principalele articole sportive de care aveți nevoie pentru o competiție de tip retezat Sky Race. Ținând cont că nu mai este foarte mult timp până la această competiție, trebuie să vă gândiți că este o competiție cu o diferență de nivel destul de mare și, desigur, cu mai multe tipuri de suprafețe pe care veți alerga. Mulți dintre voi probabil vă veți ajuta și de bețele de alergare montană. Eu am să vă arăt astăzi un model de la Black Diamond, un model din carbon. Un model ușor, util, atât pentru distanțe lungi, cât și pentru distanțe medii. Este un model reglabil. Am să vă arăt cum funcționează. Prinderea este una extrem de rapidă, ușoară. Bățul este din carbon, așa cum am spus, iar reglajul este de la 105 cm până la 120 de cm. Desigur, puteți să-l reglați în funcție de unghiul pe care îl veți aborda în concurs. Da, ăsta este un băț extrem de ușor, fibră de carbon. Alt articol extrem de util pe lângă bețele de carbon, desigur, se poate întâmpla să alergați și plat sau fals plat pe o cursă de trail, este brâul. Brâul de la Compressport, care are o prindere specială pentru bețele de trail și în care se mai pot utiliza, se mai pot depozita și alte articole, precum foița de ploaie, care, după cum știți, este obligatorie pentru majoritatea competițiilor de trail, pentru că am văzut oricum în ultima perioadă, vremea nu a fost foarte prietenoasă cu noi și o foiță de alergare, atât de asfalt cât și de trail, trebuie să aibă o impermeabilitate de minim 10.000 de milimetri coloană de apă pe metru pătrat. Eu am una aici de 25.000 de milimetri coloană de apă pe metru pătrat impermeabilitate. Totodată o să trebuiască să vă și hidratați. Pentru așa ceva o să trebuiască, evident, să aveți un flasc. Un flasc care arată așa și care, evident, trebuie să conțină apă cu electroliți sau ce mai folosiți voi pentru hidratare. Tot în acest brâu o să puteți să vă depozitați și telefonul și o foiță de supraviețuire care, de asemenea, de multe ori este, să zicem, inclusă în kitul de participare, chiar obligatorie în anumite competiții. Competițiile de alergare montană, în general, durează mai mult de, nu știu, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Cu siguranță aveți nevoie și de pantalon de compresie și jambiere de compresie. Sunt jambiere care diminuează acumularea de acid lactic și reduc vibrațiile musculare. O variantă de jambier clasică a celor de la Compressport este R2V2. Pot fi accesorizate în funcție de echipamentul pe care voi îl abordați. Desigur, mai există și alte opțiuni, însă varianta aceasta R2V2 cred că este una din cele mai utilizate variante de compresii la nivel mondial în sport. Desigur, s-ar putea să și transpirați, așa că veți avea nevoie de manșete pentru ștergerea suprafețelor umede, pentru ștergerea frunții, a obrajilor, da? Așa că cred că acum veți ști cu ce să vă echipați pentru curse de genul acesta. Nu trebuie să uitați însă că cel mai important pe lângă echipamentul pe care îl veți utiliza este pantoful de alergare. Pantof de alergare care trebuie să aibă un outsol potrivit, un outsol care să se plieze pe tipul de sol pe care îl veți aborda voi. Da, ăsta este un pantof de competiție, un pantof cu o ramforsare pluvială utilă pentru zonele umede, da, pentru zonele cu iarbă, spre exemplu. Desigur, e un pantof care vă va ajuta să nu vă udați cel puțin în prima parte a competiției. Vă aștept la final de săptămână la Retezat Sky Race cu expo-ul nostru, expo-ul sportguru.ro. Cu toate echipamentele pe care voi le vedeți pe mine, dar și alte echipamente similare pentru alergarea montană și nu numai. Vă salut! Ciao!